Azi ești fără. Salve, ȘACALILOR, ce faceți? Ca să marchez acest moment pe canalul meu și de existența mea, o să-mi pun ochelarii pentru că de azi fac istorie 2 săptămâni. Probabil știți, probabil nu știți, timp de 2 săptămâni o să fac reacții în fiecare luni și joi la ora 1 o să fie reacții timp de 2 săptămâni. Deci asta e cu ocazia terminării bacului și a tot. O să fie un moment istoric pe canalul meu, pentru că nu o să se mai întâmple asta niciodată în viață. Deci trebuie neapărat să vă porniți clopoțelul, deci vă rog din toată inima mea. Asta e singura cerință, pentru că vreau să fiți notificați când o să postez reacții, pentru că fac un efort inimaginabil, deci este ceva de nedescris. Deci ca să fiți băieți gigel, trebuie să facem 50.000 de like-uri neapărat, frate, că m-ați invocat la videoclipul ăsta, a zis așa: băi, SNIK reacționează la Felix Barosanul, la Alin Barosanul din 2019. Vă dați seama cum o să fie, adică... Doamne, te rog eu mult, dă-mi una din astea două chestii, una singură vreau, doamne, doamne, ori îmi dai căștile, ori îmi dau să iau bac, cu atâta te rog. Hai că am înțeles, dăm la toamnă, mersi, doamne, hai cu reacția, hai, e, cu bacul noi. O să-i dau un like la Alin Barosanul, o să-i invoc modul full screen și sunt pregătit de ceea ce urmează în toată ființa și existența mea. Băi, doamne, Felix! Jur, nu a trecut 3 secunde și am oprit. Felix, cum poți să-mi juri ca la ușa cortului? Felix, pe măta, mă, Felix! Dumnezeule sfânt, că dacă îi făceam asta lui mama, deci știi cum pleca, deci de așa din ton, nu știu, băi, mă, așa te tirez, făceam, mă, termina, mama. Hai, Felix, se poate nu mai înjuri așa. Nu mi-e zără, mă, nu-i dă telefon, te rog. Nu vreau! Bă, nu-i dă telefon, avem în furii. Stai, stai, nu, deci... Deci ca să înțelegeți, eu nu prea cum să vorbesc că vorbește Felix, dar omul meu avea în mână un obuz. Deci atâta era mărul ăla, era atâta, știi? Și mă, ăsta cred că cerea telefonul și ăsta mi-a zis: tu te îngâtul, mă, că nu ți-l dau. Dar au zis mai urât. Lasă că vezi acolo. Hai să vedem dacă mori fără telefon. Ia să vedem. Felix! Felix! Nu înțeleg la mine cu ce vină are. Uite, Felix l-a luat așa din nou. Deci ăsta e prea, e extrem. Eu mă gândesc numai la ce făcea mama mea, că dacă aude numai că m-am uitat la asta cum își bate joc de mama lui. Doamne, de aici, cu astea patru așa mi le dă, știi? Na, hai că încerc să... Asta dulce. Asta aveți? Vreau dulce. 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 E clar, cei doi copii se comportă exact așa cum știu și cum le place. Totul stă acum în mâna mamei lor. Nu, că nu se comporta așa dacă mama mea era mama lor. Deci îți dau cuvântul meu, că ăla era Luci și ăla era Denis, adică frate. Deci nu era așa. Deci nu vreți să vă zic cum o cresc cu mama. A făcut în felul meu, mama a făcut mâncare. Dacă nu mi-a plăcut, atât avea mâncarea până o mâncam. Deci nu mai avea nimic 2 zile dacă mânca. Cam așa am crescut eu. Păi făcea mama așa, Stevie și-l făcea pe Felix dacă nu mânca orezul ăla cu lapte. Băi, vă mint eu. Deci, la dietă. Hai, 75 de kilograme. Deci, Felix, nu ai voie. Trece aici, te rog frumos. Băi, Felix, nu. Senzația tuturor a fost că... Nu ai voie. Trece aici, te rog frumos. Senzația tuturor a fost că Felix urma să o și bată pe mama lui, dar s-a ținut datorită camerelor de filmat. Oricum, cerealele ajung în toaletă așa cum a decis el. Atunci nu mai primiți nimic. Ba nu, nu o să primiți nimic. Un gând mare tot dă târcoale încă de ieri. Tatăl copiilor s-a sustras convenabil în zilele de filmare și suntem siguri că ar fi fost de un real ajutor în disciplină. Era și taxul, dădea un palul lipea de afișă, lipea de veciu. Făcea direct. Tu zgura, măi, de Felix, nu mă enervez, trebuie să niște apă. Hai, Felix, e doi că-mi place. Îmi place. Mă duc pe ele la vecină dracu. Bă, mă încaba, stai, leu. Nu aveți voie. Hai, nu mergi, hai cu mine. Nu le arunc. Nu aveți voie nici să gustați. Între ei. Bă, dă-i mărul lui măta. Dă-i mărul lui măta. Dă-mi te rog frumos. Dă-mi te rog frumos. Dă-i obuzul lui măta. Nu ai voie. Te pedepsesc. Cum mi-a făcut stomacul.
nu ai voie. Ui, ce băgă. Băi, dai să... Nu mai primești azi. Opriți-vă. Deci nu opriți-vă. La revedere. La revedere cu telefon. S-a întors lumea cu fundul în sus. Felix o spune lui tata. Deci dacă scapă măsa fără un obuz de la cap, deci eu mă jur că mă las de YouTube. Desigur trebuie să-i dau un dărți, o faci așa, planton pe măsa. După o cheamă, cheamă pe taxul și-l bate și ăla să mor dacă nu. Deci asta e familia Flintstone, ce dracu. Pentru că ai mâncat. Ce ți-am explicat eu? Da. Ți-am spus să nu mai mănânci? Da, e foame! Da. Deci bă, dar e foame! Ți-am spus să nu mănânci? Dă telefonul! Nu, telefonul nu le vezi. Nu, dă telefonul. Se putea ca haosul să fie mai mare? Desigur, Carol devine jucător activ și fură mărul lui Felix. Nu ca să-l mânce. Deci în primul rând mă s-au greșit doamna. Deci mama lui Felix. Deci ați greșit în primă instanță când ați făcut doi fii și pe unul l-ați numit Carol și pe unul Felix. Deci nu se face așa. Deci ăștia doi sunt raport de contrarietate. Deci n-am nicio treabă unul cu altul să... Doamne iartă. Băi cum Felix? Băi cum? De ce Luci și Denis? Așa știi? Ștefan, Kevin și Ștefan. Așa pe prenume știi? Dar băi Felix și Carol. Doamne iartă. Nu, deci dacă am greșit cu ceva să-mi dea mie cu mărul ăla în cap, cu obuzul ăla, așa. Cu mingea de baseball, să-mi dea în cap, da? Deci să mor. Deci dacă ca să-l trimită lângă mandarina de ieri în curtea blocului. Apoi tot Carol smulge telefonul din mâna mamei lui, iar asta declanșează o urmărire asezonată cu înjurături. Ia, vreau să-l zic. Pa! Felix, se arce pe de ai și înjurat, gata. La înjurături care sunt la ordinea zilei, deci slobos la gură ceea ce mie îmi spune. Deci, că în casă se înjură și se înjură. Na, rău. Din plin. Din... Îmi dai telefon. Îți aplic o pedeapsă și mai mult. Te hidratează-te în cameră. Băi, băiatule, băi. Televizor fără nimic. Deci te pedepsesc. Asta-i pedeapsa ta. Ți-am luat telefonul. Azi nu primești telefonul. Bă, da, telefonul primești. Bă, lasă-l. Ce faci? Eu rup picantul meu, dar mi-a atent ce culo. Fii atent, de asta circula. Ce faci? Mă, gani, așa o să mă gândi de om. Până la urmă, acest mic dejun nenorocit s-a transformat în lupte greco-romane. E care pe care? Ce ăla-i ce lupte greco-romane? Tentativa de Dumnezeu de a pune lucrurile sub control a declanșat o adevărată revoltă. Anii de râzgâială și absența educației elementare își arată colții și pumnii. La modul concret, este vorba de lipsa celor 7 ani de acasă. Uite-l, băi, Spider-Man! Omul mai ajut! Uite-l, băi, în gâtul mătii! Dă-mi telefonul! Te rog, pedepsita astăzi! Bă, gata! Bă, ăsta dreptul! Bă, lasă-o! Bă, nu e! Bă, bă, nu mai vrea... Băi, dă, ia-i telefonul! Ești potolești! Băi, băi, Carol! Băi, copilule, tu nu înțelegi că ești pedepsit! Băi, leu, Carol! Autoritatea mamei este zeu! Păi l-o lua, deci mă, s-au ieșuat a doua oară, deci l-o lua. Deci nu, deci pun pariu, cred că de-aia au plecat taxul. Dacă era taxul în cameră când se filma, deci îi dădea una lui taxul așa aici la splină, știi, în stânga. Da. Mamă, ești prost, păi ca vou, chema Dricu să-l ia pe taxul, îl mormânta pe direct, deci nu mai era nimica. Trebuie să fugi de Felix, asta e concluzia episodului ăsta. Haide, și doamna, asta fie, da-ți, doamna. Și nu cred că este de mare folos. Da, crezi și eu că noi acolo, adică îți dai seama. Nu doar nimic. Măi, tu nu înțelegi. Asta a fost pedeapsa ta. Deci reacția asta e monumentală, vedeți? Nu, mamă. Nu doar nimic. Măi, tu... Băi, mamă. Dar nu-ți dau nimic. Deci nu-ți dau nimic. Nu-mi dau bani, mamă. Băi, nu. Mamă, dă-mi telefon, te rog. Nu vreau. Băi, nu. Dă-mi telefon, avem în furii. Mamă, Carol, fugi, tati, câte o mare. Mamă,
gata, că nu mori. Hai să vedem dacă mori fără telefon azi. Cea mai tristă jurătură pe care am văzut-o vreodată. Deci Felix a luat această băgare, da, această jurătură de băgare. Deci a făcut-o, a transformat-o într-o poezie tristă. Fix asta a făcut. Deci n-ai să vezi niciun om dacă stă așa și plânge, da, și zice băgame, știi? Deci de nu se face așa ceva. Deci omul ăsta e, este un geniu. Oricum, doamna mama lui Felix a rezistat. No, deci dacă, doamne, mânca bat aici, în calculator, în apă. Deci dacă era mama cunoscut, nu mai era nimic. Deci mama a practicat 7 stiluri de karate, a fost pușcaș marin, deci o făcut mama la viață, ce n-o făcut, deci băi, îl găurea pe Felix, bă. Deci ați văzut videoclipul ăla al Bruzului, talentatul ăla cu karate, știi, când făcea Bruzul așa cu un deget îl împingea pe ăla, deci mama îl bagă aici cu ăsta mic, îl dă în cap așa, așa, așa îl trimite pe Felix. Stai cu minte. Ia uite, rupe-o. Băgați, băgame. Felix. Doi, Felix. La cot, ca Ceaușescu. Felix. Executare. Felix. Revoluție. În Târgoviște, 89, democrație. Democrație în casa lui Felix. Democrație. Nu pot să cred că le-ar fi cumva mai jenă de tata. Și băieții s-au apucat de teme. Nici pomenea. Carol și-a adus aminte de prăjiturile ascunse la vecina, așa că o zburghește de acasă, încercând să le recupereze. Oare scoți prăjiturile la vecina, bă? Ia mă pie și eu pe ele, doamne. Riscul este să ajungă în stradă. Cealaltă. Ia uite cum fuge mă asta după el. Fugi cameramane. Ia uite l-o prins, mă, dă-te mă. Aoleu, păi dacă deci, erai mai slab, fugeai, da. Na. Ce te nemulțumești? Ia spune. Ia. Hm? Pune-i lumea ta. În primul rând. Tu îmi dai. Tu îmi dai banano. De banano. Așa e, așa e. Monumentat, tu nu vrei să fii sănătos, mamă? Nu. Îmi place mărul. Are 90 de chile, ce sănătos. O să trebuiască să cândesc cu el, că el da? E sănătos, mamă. Ia, mamă. Tu vrei să fii sănătos, Carol? Îți place să fii așa gras? Lasă-mă. Îți place să spună copiii la școală da. Că ești gras? Mă, ăsta a plus 1. Deci, da. Sau o să te... Cât de curând o să te... Ia. O să te strige grasul? Dar nu că în curând, că îl strigă de din maternă. Deci de când l-ați scos așa de atunci. 5 minute aici stai. Ai înțeles? De aia, că așa dă-i vreau cu eu. Dă-i cu piciorul. Dă-i să stai. Dă-i, o mare. Când spui unui copil, mami, faci cu tare lucru. Pentru că așa vreau eu, de yeah. fapt. Este atât de autoritar, de autocrat. Ce au zis? Da? De ce v-am zis? E comunism acolo. Se uită la tine și refuză, oricât de rezonabilă este cererea ta, refuză să coopereze. Exact. Riști să intri într-un conflict da. De putere, într-o luptă deci, pentru putere cu propriul da, deci lupta pentru democrație. Deci asta este 89, vă zic exact ce s-a întâmplat acolo. Au făcut, bine. A făcut... Bună, Felix, e foarte bună. Ce? Stai, e bună, Felix. Bine. Bună, Felix, e foarte bună. Bună. Andrei cu deasupă. E bună, ei, Felix, nota 5, dă-o. Apă și gustă să vezi ce bună. Uite cum uite ține. Ce frumos arată. Valeu, hațe, dai. Uite ce frumos e. Ia, tapă bine. Cu branchi, dă-i. Menu branca, tapă vasă. Tapă vasă, să mă rămâne. Dacă nu mănânci, să știi că în seara asta, gata, nu mai trebuie. Asta e ultima masă, trebuie să o mâncăm toată. Da. Altfel de cuși ne mâncăm. Nu. Nu. Deci sper că v-a plăcut videoclipul. Oricum v-a plăcut, că mi-a plăcut și ce mi-a plăcut, bă? Deci l-aș da la premiul Grammy, bă, ești nebun. Ce Leonardo DiCaprio, Felix, bă, ăsta Andreiu, cum îl cheamă. Uitați, avem și joi și luni și joi reacții în continuu, deci este ceva inimaginabil pe canalul meu. Neapărat un follow pe Instagram, că trebuie să rupem toți, facem 100.000 de follower, să rupem, pac, pac, pac. Eu până atunci v-am pupat, pa, pat. Dacă mai aveți videoclipuri de reacții, vă rog, împărtășiți-mi-le pe Instagram, că acolo răspund, o să fie genial. Să fiți sănătoși și nu uitați, deci asta e concluzia videoclipului. Dacă vă supără mama voastră, deci întotdeauna, întotdeauna veniți cu stânga-dreapta și s-a terminat. V-am pupat! Pa, bă! Sălbatic, stilul meu sadic și silent strike-uri de liric când încarc arcul. Oh, vai, fratele tău e trist. Nimic de combinat sau ars, s-a apucat de scris. Mă rotesc în zodia ca mileniul. Super ființă om dublat eteric. Văd zei de